Ok, în continuare o să discutăm un pic despre access modifiers în C#. -Sharp. Ce sunt acești access modifiers? Ei bine, sunt aceste keywords care definesc nivelul de acces al unei clase sau al unei metode și așa mai departe, da? Observați că sunt de mai multe tipuri. Vorbim imediat despre fiecare în parte, dar întâi și întâi aș vrea să vorbim un pic despre structura proiectului C ca să înțelegi mai bine cum sunt structurate pentru a putea înțelege exact cum funcționează acest, acești access modifiers mai bine. Da? Bun, deci o soluție de Visual Studio poate conține mai multe proiecte. Avem aici, de exemplu, două proiecte, unul care se numește Another Assembly, celălalt care se numește C Sharp Tutorial Access Modifiers. Da? Aceste proiecte reprezintă diferite assembly -uri. și aceste două assembly sunt complet diferite unul despre celălalt. Da? Assembly-uri C Tutorial Access Modifiers assembly-ul i-am adăugat eu o referință. Ele pot, proiectele pot vorbi între ele adăugând aceste referințe. Da? Mergem click dreapta pe proiect, add project reference da? și avem se vor lista aici toate celelalte proiecte din soluția noastră. Bifăm în Other Assembly, dăm OK și în momentul ăsta avem o referință adăugată lui c Tutorial Access Modifiers către în Assembly. Adică îi spunem lui C-Sharp Tutorial Access Modifiers că are acces la another assembly, da? la assembly-ul another assembly, practic. Am denumit un pic dubios, dar cred că e ok. Bun, și în momentul ăsta acest, acest proiect ar trebui să poată folosi clasele din proiectul celălalt. Și dacă ne uităm, dacă deschidem aici program.cs, observați clasa Car, care este aici în another assembly, o, o, poate, o putem folosi foarte bine în uh, cel de al doilea assembly fără niciun fel de problemă. Dacă voi șterge referința dată către proiectul celălalt aici, o să observați că compilatorul se va supăra imediat pe noi și ne va spune că namespace-ul în Adder Assembly nu poate fi găsit, dacă am uitat să setăm vreo referință sau vreo directivă. Da? În momentul în care mergem, facem Add, Project Reference, bifăm aici din nou în Adder Assembly și dăm OK. Totul va fi ok, compilatorul va fi fericit că știe despre car care este în another assembly, da? Bun, acum că am văzut un pic cum funcționează structura asta de uh, comunicare între între proiectele unei soluții de Visual Studio, unei soluții de C#, -Sharp, putem să mergem mai departe în clasa Car, unde am definit câteva câteva câmpuri pentru a explica mai bine uh, aceste access modifiers. Bun, ca să ca să începem cu începutul, o să o să pun aici un, de fapt nu, o să o las așa și o să definim aici access modifiers pe care îi veți găsi în C-Sharp. Aceștia sunt public private protected internal protected internal și private protected. Sunt destul de mulți, sunt mai mulți decât în, în alte limbaje pentru că Microsoft s-a gândit la tot felul de situații în care am putea avea nevoie de uh, Access Modifiers. Da? În primul rând, ce mai trebuie să știți în afară de asta este că toate clasele care sunt declarate la nivelul namespace-ului, adică sunt direct declarate într-un namespace, nu pot lua keyword-urile, nu pot lua decât keyword-urile public da? sau internal. Restul keyword-urilor pe care le-am enumerat aici nu pot fi luate decât de clase care sunt nested. Adică sunt declarate în alte clase, cum ar veni, de exemplu, aici în clasa program, observați că suntem în clasa program, mai declarăm noi, să zicem, protected, nu știu, class test, da? Observați că am declarat protected class test. Dacă încercăm să declarăm aici clasa program ca protected, o să ne spună compilatorul că nu poate fi declarată ca protected, private protected, protected internal și așa mai departe, decât... Dacă este, mă rog, nu, nu ne spune asta, dar vă spun eu că decât dacă este nested într-o altă clasă, da. altfel, la nivelul de namespace, clasele nu pot lua decât keyword-urile internal sau public. Da? Nu pot fi private, nu pot fi protected, nu pot fi protected internal, nu pot fi niciun fel altcumva decât internal sau public. O să o lăsăm așa ca public. O să vă rog Protected de aici nu are niciun fel de problemă sau protected din da. O să vorbim imediat despre fiecare. Bun, și începem cu începutul. La public, bineînțeles că nu este niciun fel de restricție, poate fi accesată de oriunde, da? din altă de din altă clasă, fără niciun fel de problemă. Private nu poate fi accesat decât din clasa respectivă. Protected poate fi accesat din clasa respectivă și din clasele care derivă din acea clasă. Internal nu poate fi accesat decât din același assembly sau același proiect, da? decât din același proiect în, în acest caz. De exemplu, avem aici metoda drive. Metoda drive nu poate fi accesată dintr-un alt assembly și o să vedem imediat. Da? Uh, protected internal care poate fi accesat din același assembly sau dintr-o altă clasă care extinde clasa respectivă, chiar și din alt assembly. Știu că aceste keywords compuse astea din mai multe cuvinte, protected internal și private protected, de exemplu, sunt, sunt un pic mai confusing, dar uh, o să înțelegeți pe măsură ce începeți să le folosiți. Deci, ideea este că... Protected internal nu poate fi accesat decât din același assembly sau dintr-o altă clasă, dintr un altă assembly, dar care extinde clasa respectivă. Da? Și mai avem în fine, Private Protected poate fi accesat doar din același assembly de cod din aceeași clasă sau o clasă care extinde acea clasă. Bun, cam asta ar fi pe scurt așa explicațiile nivelurilor de accesibilitate. Acum hai să mergem să vedem exact ce putem și ce nu putem accesa. Am instanțiat aici un obiect de tip car și o să mergem imediat să vedem și în car despre ce e vorba. Bun, deci am creat aici o clasă car. Uh, mai avem și o clasă driver, dar ajungem și la ea imediat. Am creat aici o clasă car, care în interiorul lui ei mai are o clasă nested private protected denumită car engine, care la rândul lui are uh, un câmp private cu numărul de cilindri, da, numărul de pistoane, cum vreți să-i spuneți, și uh, un, un câmp boolean care ne spune dacă motorul respectiv este pornit sau nu. Mai departe, în clasa car. Avem o metodă start engine care apelează metoda start a engine-ului care este aceasta. Avem o o metodă protected internal 5 gear. Deci acest 5 gear nu poate fi apelat decât din asamblul curent care este ăsta sau dintr o altă clasă care dintr un altă assembly care extinde clasa car, da? Mă rog, avem și un pic de logică pe aici ca să, să aibă mai mult sens. Avem o metodă internal care este drive uh, internal, prin urmare nu poate fi apelată decât din asamblul acesta în other assembly nu poate fi apelat dintr-un alt assembly. Dacă cam asta este tot, este o clasă destul de micuță cu câteva metode pur demonstrative, dar nu este menită să aibă vreo funcționalitate anume. Și haideți să vedem, pentru că în momentul ăsta care este o clasă publică, noi o putem vedea și instanția într-un alt assembly care este clasa program din cel de-al doilea assembly, da, din c -sharp Tutorial .access Modifiers. Observați că este specificat și namespace-ul la fiecare, la fiecare, clasă în parte. Aici avem în adresa assembly exact numele proiectului. Aici avem C Sharp Tutorial .access Modifiers, exact numele proiectului. Și haideți să vedem ce putem să apelăm pe clasa, pe obiectul nostru instanțiat în program după clasa car. Păi, în primul rând, nu vom putea să accesăm engine da, dacă facem card dot, o să vedem aici că nu avem decât start engine sau current gear. Da, pentru că, așa cum spuneam, engine-ul este private protected și nu poate fi apelat dintr-un alt uh, proiect decât dacă este o clasă care extinde această clasă, da? Putem accesa în schimb uh, current gear, care este pur și simplu publică, da, fără niciun fel de problemă, putem accesa aici current gear, da? Vedeți, ne uh, compilatorul ne lasă. E Eroarea este că nu asignăm valoarea nicăieri, dar in gear equals tot gear și nu e niciun fel de problem. Da? Bun, mai departe putem accesa, de exemplu, start engine, pentru că este o metodă publică. Da? O putem accesa din celălalt proiect. Și facem card start engine, da? fără niciun fel de problemă, compilatorul ne lasă. Ideea este că atâta timp cât compilatorul este fericit și nu ne dă genul ăla de erori cu squiggle roșu de desubt, totul este ok, nu este niciun fel de problemă dar în schimb vom vedea imediat că nu putem face change gears, da? Change gear este o metodă care nu returnează nimic, dar așteaptă un parametru de tip integer, de tip număr întreg, cu practic numărul vitezei pe care, în care vrem să schimbăm, da? Și facem, dacă vom încerca să facem aici car dot change gear, observați că nu avem această metodă disponibilă, 5 gear, și ni se spune cardo change gear cu argument integer nu este accesibil din cauza nivelului de protecție, da? Deci pentru că Metoda respectivă este un protected internal, ea nu poate fi accesată din celălalt proiect. Ea poate fi accesată doar din proiectul respectiv și de o clasă care extinde această clasă car. De exemplu, avem aici electric car, dacă mergem aici și încercăm să apelăm change gear, observați că change gear apare, da? Fără niciun fel de problemă putem să apelăm aici change gear. Să-i dăm și un parametru, să zicem că vrem să schimbăm în viteza 2, da? Fără niciun fel de problemă putem să apelăm change gear pentru că suntem în același assembly, da? în another assembly și clasa noastră electric car extinde car. Da? Cam astea sunt condițiile la protected internal. Mai departe avem un internal care de asemenea nu poate fi apelat din alt assembly. Dacă încercăm la fel aici să facem car drive, observați că nu ne lasă. Da? Ne spune că nu este accesibil din cauza nivelului de protecție. Dacă vom merge în electric car și vom încerca să apelăm Drive, observați că nu este niciun fel de problemă, dar putem să apelăm Drive fără niciun fel de problemă. Știu că am scris toate chestiile astea în, în metoda Check Engine, dar le-am scris ca să vedem că sunt, cât pot, pot fi apelate uh, din electric car și că din celălalt assembly nu pot, da? ca să vedem exact cum funcționează. Bun, și mai departe avem clasa Car Engine, care bineînțeles de asemenea nu este accesibilă din celălalt assembly can, pentru că este private protected. Da? Ea nu este disponibilă decât în clasa curentă, în clasa car și într-o clasă care extinde clasa car. Da? Deci dacă, putem, dacă vrem să-i declarăm aici lui electric car un, să zicem, car engine, observați că ne apare da? și zicem engine, mă rog, dar ea are deja un engine moștenit din clasa principală. Dar ceea ce am vrut să vă arăt este că poate fi apelat, este disponibil. Toată ideea asta cu nivelul de accesibilitate este atâta timp cât în momentul în care încercați să scrieți ceva într-o într clasă da? sau într-o metodă de exemplu, car engine și compilatorul vă, și ul vă arată aici sugestie cu tipul respectiv sau îl scrieți, îl scrieți integral și apoi nu este niciun fel de problemă, nu vă arată un squiggle de genul ăsta de sub. înseamnă că este ok, nivelul de accesibilitate din punctul în care sunteți este ok și puteți apela ceea ce încercați să apelați acolo fără niciun fel de problemă. În momentul în care, nu știu, vă apare un squiggle de genul ăsta și vă zice, ați văzut cum e, că nu este accesibil, înseamnă că ceva de genul ăsta înseamnă că nu este disponibil din cauza nivelului de protecție. Bun, și acum ca idee, ca să putem să conducem mașina asta, ca să aibă un pic de sens aici, avem aici o clasă denumită Driver, care are um, o metodă denumită Drive, care așteaptă un parametru de tip mașină. Da? Vrea și el o mașină pe care să o conducă. Are, el are capabilitatea de a conduce mașini, dar are nevoie de o mașină pe care să o conducă. Și atunci ca să uh, înțelegeți cum putem folosi mecanismele astea de, de accesibilitate. De exemplu, putem să facem aici un uh, driver, putem să instanțiem un driver care este, care este o clasă publică în celălalt assembly, el este tot în another assembly, iar aici în program suntem în modifiers, dar primul uh, primul assembly, mă rog, cel de al doilea în ordine asta, dar el este o clasă publică și are o metodă publică care așteaptă uh, un parametru de tip car, da? Mergem înapoi. Facem driver, Equals New Driver, și acum o să-i dăm driver.drive, da? și o să-i dăm parametrul car. Car pe cel pe care l-am instanțiat mai sus. Da? Deci, șoferul nostru este capabil să conducă mașina pe care uh, noi nu putem să dăm start engine de aici, din, din clasa asta. Ca idee, uh, acum v-am explicat despre fiecare în parte, dar ca idee veți folosi cel mai mult public, private, protected și internal. Astea patru. Celelalte două care sunt din cuvinte compuse din câte două cuvinte, protected, internal și private, protected, le veți folosi destul de rar, poate chiar deloc și nu trebuie să vă faceți griji că sunt un pic mai, mai confusing când vine vorba de, de cum funcționează. A, deci de cel mai mult o folosiți public, o să folosiți private, o să folosiți Protected și cel mai probabil o să folosiți și internul dacă vreți să vă izolați codul de, să zicem, altcineva care v-ar putea apela o clasă scrisă de voi. Vreți să izolați o metodă care vreți să fie disponibilă în proiectul vostru, dar să nu fie disponibilă atunci când cineva o apelează din exterior. Da? Cam asta este ideea. Bun, cam asta a fost și cu Access Modifier. Sper că am fost, sper că am fost suficient de explicit și te aștept în continuare la următorul episod.